Angajații din domeniul feroviar vor beneficia de anul viitor de o zi liberă suplimentară ca urmare a publicării legii 195 din 2020 în Monitorul Oficial. Anual, pe data de 16 februarie, este sărbătorită Ziua Feroviarilor, astfel că legea prevede acordarea zilei de 16 februarie tuturor salariaților din domeniul feroviar din România ca fiind liberă. Ziua Feroviarilor este sărbătorită anual la data de 16 februarie. Această zi se declară sărbătoare legală pentru personalul feroviar prin derogare de la prevederile articolului 139 aliniat 1 din legea cu numărul 53 din 2003, Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare. Din 2021, personalul feroviar va beneficia de această zi liberă anual. Ziua de 16 februarie, când va fi sărbătorită Ziua Feroviarilor, va pica în anul 2021 într-o zi de marți.